Săptămâna trecută, pe șantierul Centurii Timișoara Sud a continuat așternerea straturilor de asfalt de bază, de legătură sau de uzură, amenajarea intersecțiilor și giraților, montarea de panouri fonoabsorbante, amenajarea spațiilor de parcare, taluzări, șanțuri și rigole, ziduri de sprijin, precum și la pasajele de pe traseu. Antreprenorul este prezent pe șantier cu circa 400 de persoane, inclusiv mecanici, șoferi și laboranți, și se lucrează în regim full-time 24 din 24 de ore la terasa și taluzări.